Considerați discipolii lui Isus pentru că au contribuit cel mai mult la răspândirea creștinismului în lume, cei doi apostoli, Petru și Pavel, sunt sărbătoriți împreună pe 29 iunie pentru că au murit în aceeași zi, în anul 67, în timpul prigoanei creștine declanșate de împăratul roman Nero. Tot pe 29 iunie se termină postul ținut în cinstea celor doi apostoli, numit în popor postul Sfânt Petrului. Sfântul Petru este patronul agriculturii și răspunde de starea recoltelor. Patronează căldura și ploaia și pedepsește cu tunete și grindină pe cei ce-l nesocotesc. Se zice că atunci când Sfântul Petru pleznește din bici, sar din acesta scântei care, odată căzute pe pământ, se transformă în licurici. Se mai spune că dacă tună și fulgeră azi, nucile și alunele vor fi virmănoase. Se mai spune că în ziua Sfinților Petru și Pavel, privighetorile și cucii nu mai cântă și se transformă în șoimi, ei revenind la forma inițială în ziua de bună vestire, iar femeile nu ar avea voie să mănânce mere până în această zi ca să fie sănătoase.